Podescopă și o redescopă pe Camila Adrian. Trăiesc o sărbătoare. Trăiesc un rai. Bine ai venit să ne aduci raiul prin ceea ce ești. Protagonista clubului de elite, impresii din viață și cărți al bibliotecii Hașteu, Camila Adrian. Poeziile
Și aceste asociere m-au făcut să încep parte într-o notă, mă rog, într-o notă foarte optimistă, cu două fragmente din două poezii ale Cameliei, în care, o să vedeți, este o imagine un pic neașteptată a cărții și în filelor de carte. Prima poezie va trebui fragment, nu doar poezia, se cheamă O să-mi cumpăr mâine. Și la un moment dat spune așa, ziua care m-a durut e o carte cu tremuri și pe noi cu șcarte, doar cât să mă opresc până la hârtia de câțiva bărbuții aruncate de apă din haina milei și a morții. A doua parte, pe care vreau să vă citesc și ultima, sună așa. Iată-mă, filă de carte înjunghiată, noaptea s-a văzut putrezirea acasă, bețitii și frunzele, ținându-vă de urmă, dar ce mult vă iubesc în vicea și gelia pădurină, de dincolo de cala ferată, în sfârșit să-mi găsesc toată scurul, pitit acolo, între. Și prima mea întrebare, surprinzătoare, nu va fi despre viața, era bunia, ci despre prima carte care a marcat. Înainte de a răspunde întrebările din ei, și mă mulțumesc pentru această întrebare, nu mă așteptam la această întrebare acum, dar mi se pare extrem de frumoasă. Înainte de ce aș vrea să vă spun un găsit din nou acasă, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că ați venit la aici pentru mine, pentru noi. Mulțumesc tare mult, doamna Stefana Distribuitiu, pentru această invitație. Mă onorează, desigur. Mă onorează prezența Dianei Ciurean, cu mea prietenă, președinta Uniunii Scriitorilor Europene din Moldova, prietene mele, Odilia Roșian, mă onorează tare mult prezența fiecăruia dintre dumneavoastră în parte aici. Vă mulțumesc cu toată inima. Știu că este, mă rog, acolo, în părticica dumneavoastră de suflet, sunt și eu. Ia dovada este că sunteți azi aici, că suntem azi aici împreună. Pentru un lucru aparent banal, a cunoaște ceva mai mult despre mine. Ori asta pe mine mă emoționează foarte tare. Foarte tare, pentru că nu am ce să vă spun despre mine. Sunt lucruri pe care le trăiți fiecare în parte. Sunt lucruri simple, sunt lucruri banale. Eu nu sunt un om care și-ar putea permite să dea lecții cu impact sau sfaturi. O să vă spun poate numai experiențe trăite pur și simplu. Nu știu dacă aveți sau nu de învățat de la mine ceva. Dar ceea ce vă voi spune, cu siguranță, sunt lucruri pe care le-am trăit intens, intens și poate, din această intensitate, ați putea, nu știu dacă învăța ceva, dar ați putea descoperi, în dumneavoastră și vă, la un moment dat, o cale spre sine, fiecare să-și afle o cale spre sine, trăind intens fiecare moment. Acum revenind la prima carte care m-a impresionat foarte tare, cred că a fost cu o reinimă de copil, în modul de amici. Evident, o carte care e tristă. Cred că am fost cumva setată pe lucruri triste, în general, în viață, având, după cum unii dintre noastre știți, o copilărie și un marcaj, un început de viață, nu tocmai pierdut. Și cu toate astea, cred că tocmai nefericirea și tocmai zbuciumul a fost cel care au fost cele care m-au ajutat să mă descoper, au fost cele care m-au împins, au fost resorturile care m-au ajutat
și mă adresez acum în special celor foarte, foarte tineri. Dragii mei, nu aruncați din viața voastră tristețea. Nu aruncați din viețile voastre sfârșirea, lacrimile, dramele. Pentru că în momentul în care le consumați, le trăiți, le conștientizați, o să vedeți că momentele de bucurie, prin comparație, vor fi mult mai puternice. Cel care nu trăiește drama, nu trăiește nici bucuria. Cel care nu știe că este fericit, nefericit, nu știe că este sau nu știe când este fericit. Nu putem fi veșnic fericiți. Dacă n-am avea momente de nefericire, cum și de unde am mai ști noi că suntem la un moment dat fericiți? Adică numai și numai și numai prin comparație, comparând două lucruri antagonice, vom avea știință despre fiecare în parte și vom avea puterea să le trăim intens pe ambele. Trăind intens nefericirea, vom trăi foarte intens, mult mai intens fericirea. Acum o să încep cu începutul despre ce era vorba. Am crescut într-un orfelinat. Am fost abandonată în vremea în care nici nu aveam cum să-mi cunosc părinții, pentru că eram prea mic. Tânjam doar după o mamă, așa cum aflasem pe căi, nici eu nu știu cum s-a întâmplat să aflu că există totuși în viețile copilor câte o mamă. Așadar, în momentul în care am aflat că orice copil are o mamă, am început să-mi doresc să o am. Evident, nu am avut-o niciodată până în momentul în care pe la 7 ani am fost înfiată. Abia atunci am descoperit liniștea unui cămin, brațele unor părinți, mâncuirea. Neavându-le în momentele în care orice copil le are, probabil că le-am apreciat mult mai tare, mai târziu. Neavând o mamă atunci când toți copiii o au, probabil că am apreciat-o mult mai tare în momentul în care am găsit-o. Și când Dumnezeu mi-a scos-o în cale, chiar dacă nu era mama mea biologică, era mamă. Și pentru mine a rămas părinții mei adoptivi sunt adevărații mei părinți, deși niciodată nu i-am condamnat pe părinții mei naturali. Nu aș avea cum să condamn pe cineva. Fiecare are o carte a vieții, are motive pentru care trăiește într-un anumit fel. Are poate motive pentru care simte sau nu simte într-un anumit fel. Nu putem să-i judecăm pe cei care nu pot iubi foarte mult, poate și-ar fi dorit să iubească. Poate că undeva în adunurile lor de suflet și-ar fi dorit să aibă copii, să-i poată iubi, să le poată oferi totul, să aibă cu ce crește, să aibă puterea să-i ocrotească. Nu a fost așa. Eu cred că nimeni nu e vinovat de neputința de a iubi, de neputința de a ocroti. Este o lege a firii. Noi, dacă putem iubi, suntem norocoși. Noi, dacă putem ierta, suntem norocoși. Noi, dacă putem să nu, suntem foarte norocoși. Iar cei care nu pot ca noi, nu sunt de condamnat neapărat. Înseamnă că sunt mai puțin norocoși. Asta ar fi prima impresie pe care o am despre viață, primul lucru care m-a marcat, primul lucru pe care l-am înțeles. Fără să vreau, fără să-mi doresc, dar primul lucru
Silă dorești mai tare. Sper că ați putut înțelege dincolo de, de această istorioară și acum o să mă las întrebată să descoperim alte lucruri despre mine, dacă tot suntem aici. Mulțumesc mult pentru ajutorul dat și pentru faptul că practic ai deschis prima pagină cărții vieții tale. De aceea mă mir de faptul că ai ales o ore de copil pentru a fi prima carte care te-a marcat. Ai avea un pic de nuanță veselă și aș vrea, având în vedere că astăzi este Sfântul Nicolae și că dimineață teoretic cel puțin copiii norocoși și adulții și mai norocoși au primit câte ceva de la Moș Nicolae, aș vrea să știu după 7 ani, după vârsta de 7 ani, atunci când ai descoperit, așa cum ai spus, că vreau un elicopter, ce amintiri ai legate de sărbătorile de Crăciun, de iarnă în general, da? Cum s-a schimbat viața ta în această lună? Mi-amintesc că nici nu știu dacă așa au spus lucrurile, dar pentru mine sărbătorile de iarnă am fost totdeauna legate de soare. Totdeauna Moș Crăciun și Moș Nicolae, când afară era foarte fric și când afară ningea, când în sobă trosneau lemnele și când în bucătărie începea să miroase a mirodenii, a vanilie, a scorțișoară, a cuișoare, începeau pregătirile pentru marile sărbători. Era așa o căldură pe care, sigur că de o vreme, de mulți ani încoace, odată cu invazia asta a modernismului, cu plecarea celor care au marcat copilăria mea în bătrânirea plecarea dintre noi, a rudelor, a mamei, a bunicilor. Deci toate aceste lucruri încet, încet s-au diluat, s-au pierdut și nu se mai întâmplă. Dar ele se repetă în amintiri în fiecare an. Și e foarte adevărat că tânjesc după acele sărbători de odinioară în care ningea tantru, ningea liniștit, era cald, primeam cadouri, mă ascundeam, încercam să depistez de unde vine Moș Crăciun, de unde vine nisoarea, de unde vin globurile, cine potopește bradul, cine pune bomboanele în brăduț. Lucruri pe care cred că fiecare dintre noi la un moment dat le-a trăit și le-a simțit într-un anumit fel. Pentru mine însă e o poezie care a rămas undeva închisă, irepetabilă. Oricât ar fi să pregătesc și să încerc să fac efortul să pregătesc un Crăciun, așa cum l-am trăit în copilărie, sau un Moș Crăciun, un Moș Nicolae, așa cum era odinioară, n-am mai reușit. Oricât de mult am fermentat cozonacii, oricât de mult m-am străduit să fac nați buni, am învățat acasă, nu mi-au mai reușit, pentru că din povestea aceea, repet, au ieșit oamenii foarte dragi mie. Ori sărbătorile acestea de iarnă nu înseamnă numai cadouri, nu înseamnă numai surpriza, surprinderea, ci pentru mine așa a rămas, în primul rând și în primul rând, pacea și căldura, îmbrățișarea cu cei dragi, când toți sunt acasă și când acasă e acasă. Drumul lor făcut
și tu adolescența, în momentul în care, ca și am fost ani, te-ai dus la emoțional. Înainte de a ajunge la acest pas, cum a fost adolescenta ca medie? Și ce a determinat-o pe parcursul acelor, în americanii, celor 3 ani de teenager, să hotărască la 17 ani, că ar vrea să participe la acela? Cred că nu am fost un copil și apoi nici un adolescent ieșit din comun. Am fost un copil ca toți copiii, poate cu o sensibilitate în mod clar mai accentuată decât a celorlalți de vârsta mea, dar am început să scriu foarte devreme, foarte devreme. Profesorul meu de limba franceză din acele vremuri, cred că aveam vreo 10 ani, Marie Noragu se numește, mi-a descoperit, să zic așa, abilitatea de ușurință de a scrie și m-a încurajat foarte tare. Eu nu am funcționat niciodată cu restricții, cu reproșuri, din potrivă m-au stimulat foarte tare laudele, încrederea. Dacă cineva a avut încredere în mine, am încercat să demonstrez că merit acea încredere. Nu la toată lumea funcționează asta. Unii copii sunt foarte receptivi la critică și în momentul în care sunt criticați, încearcă să demonstreze că nu merită acea critică. La mine, orice critică mă demoraliza și mă făcea să renunț. Și acum revenind, profesorul meu de franceză, Marie Noragu, mi-a descoperit această ușurință de a scrie, această plăcere de a scrie, m-a încurajat foarte tare, mi-a publicat versuri în revista școlii, apoi am ajuns la un liceu de filologie, istorie, pe tema aceea. Din nou am fost foarte apreciată în școală, publicam mod frecvent în revista școlii, eram chiar și redactor șef al acelei reviste a școlii și sigur că profesorii s-au îngrijit ca eu să ajung într-un mediu, să zicem, profesionist, adică într-un cenaclu de poeți adevărați. Am și ajuns acolo, numai că foarte, foarte tare nu m-am gândat acel mediu. M-a speriat un pic. Eu fiind obișnuită cu aprecieri deosebite, acolo nu le-am mai primit, pentru că erau poeți consacrați, unii chiar vârstnici. Am simțit că nu sunt suficient de motivată, iar ca să traduc așa, nu sunt suficient de lăudată. Fapt pentru care nu mi-a trebuit să merg foarte tare la cenaclu. Mergeam pentru că promisesem la școală, chiar mi se urmărea activitatea, am și publicat în revista cenaclului, dar nu era neapărat o lume care să mă atragă foarte tare, astfel cât cred că undeva în jurul 19 ani am renunțat la mai merge într-un cenaclu, chiar că s-a părut că poate, nu poate, cu siguranță, și din cauza trufiei tinereții, am considerat că nu am foarte multe de învățat pe la ceilalți. Și, deși nu mă consider un om trufaș, cred și astăzi că într-un cenaclu nimeni nu poate învăța ceva de la un alt poet. Așa cum spunea Nichita Stănescu, niciun poet nu este mai mare decât un alt poet. Nu există așa ceva. Un poet poate să fie mai bun decât sine însuși, nu decât un alt poet. Eu împărtășesc această opinie, cred în ea. Cred că numai lectura profundă și cantitativă și calitativă, îți cizelează
știi ceva, nu mai există școală pentru dragoste sau pentru ură. A scrie este un act intim venit din inimă, din suflet, din experiențele proprii, din simțirile proprii, iar tehnica se poate învăța doar prin atingere, prin conexiune cu marea literatură a lumii sau una cu mare și minora literatură a lumii. Altfel, nimeni nu-ți poate spune, era mai bine să faci aici o inversiune sau să folosești mai știu ce metaforă. Este greșit să crede că o poezie adevărată se poate naște dintr-o formulă matematică. Nu există așa ceva. Asta este părerea mea, sigur. Cine crede altfel, este liber să o facă și dacă s-a întâmplat ca cineva să scrie poezie sau literatură emoționantă, adevărată, înălțătoare, catarhică sau mai știu cum, bazându-se pe anumite formule, eu nu pot decât să-l felicit. Eu nu am reușit. Așa. Ai făcut tu singură deja operația între a scrie și a învăța să scrii, ca semăna cu a învăța să mai chiar ca nu putea să învețe iubești. Poți să-mi spui, să mai deschidem o pagină din viața ta, când o dată văd că te limită la cărți, și să-mi spui care a fost și cum a fost când te-ai îndrăgostit prima oară, când ți-ai dat seama că poți să iubești? Ai spus? Ca să nu fiu invidioasă, nu mai voi vorbiți, să intervin și eu. Da. Și am un referent pentru asta. Este în sală cu noi, este sub tot Eugen Rabilean, soțul poetei. Să vă salutăm! Am văzut că sunt mai mai de la declarații și acum să vedem. Sigur că nu o să dezamăgesc soțul, pentru că știe deja că m-am îndrăgostit încă de pe la 7 ani, cred, de un coleg de clasă. Bine, vă puteți imagina cum era acea iubire de la 7 ani. Îmi iubeam un coleg care avea cei mai negri ochi cu putință. Ciarcăne. Citind multe povești în acea perioadă în care se vorbea mult despre prințesele cu piele albă și sânge albastru și încercănate, eu aveam senzația că nu poate fi un semn mai evident de frumusețe decât să ai ciarcăne și eventual mă rog, pielea bătându-și-o spre albastru. Acest coleg întrunea condițiile, primele condiții, adică avea ușor pielea albăstruie și cearcă neatunci. Nu știu prin ce motive le avea cu mitigărul, dar cert este că eu îl iubeam foarte tare din acest motiv. Aceasta a fost prima experiență. Sigur că nici el nu a știut vreodată că l-am iubit. Nici eu nu am avut îndrăzneala să-i o spun, doar ne-am împins de câteva ori pe mughețuși și eu m-am ales cu nasul spart, el cu câteva zgurieturi și asta a fost ceea ce ne-a unit în acea perioadă de dragoste. După care, sigur, probabil au mai existat simpatii undeva pe la prin clasele primare, ceva mai mare. Dar cu adevărat m-am îndrăgostit în adolescență. În momentul în care am simțit că iubesc, cred că e pentru fiecare prima experiență a iubirii este lasă urme. Cel puțin o perioadă, ani.
Așa, așa am simțit că e căzut. În momentul în care n-am mai putut respira, dacă n-am avut vești despre cel pe care îl iubeam, în momentul în care am simțit că am o gheară în gât și o gheară în piept, deci senzații extrem de puternice și niciodată acest sentiment de dragoste nu a fost însoțit de o mare bucurie, ci din potrivă de un mare chin. Nu știu cum a fost la alții, dar prima iubire la mine, așa am simțit-o, ca pe un mare dezastru, ca pe un mare pericol și ca pe o mare convulsie, ca pe un mare chin. Tare rău m-am bucurat când, la scurt timp, însemnând un an, am început să nu mai iubesc. Cum erau poeziile în acea perioadă? Tot convulsive? Tot convulsive. Ne dai un vers, două din primele sentimente. Mi-e tare greu, am scris mult și, deși am un termen, mă rog, destul de suscitat și în anumite momente chiar banalizat cumva, deși spun, se folosește foarte des termenul literatură de sertar, credeți-mă, chiar am foarte, foarte, foarte multă și chiar nu știu. Eu n-am fost niciodată în stare, recunosc, să nu învăț poeziile pe din afară, nici măcar titlurile nu le știu, pentru că îi spuneam și eu, Didier Pădum, în momentul în care scriu, mă transform foarte tare. Intru într-o lume cumva paralelă cu mine. Nici nu știu dacă sunt eu acolo sau e altcineva, dacă sunt frânturi, flash-uri de memorie, sunt cu siguranță, dar nu sunt numai ale mele, sunt și ale altor oameni. Este de ajuns ca pe lungă stradă să văd o rază de lumină căzând pe o mână foarte bătrână, scripind într-un ochi de o anumită culoare, de o anumită privire, să văd un profil, să văd o cărămidă frântă dintr-un zid, să văd un fir de iarbă zdrobit sub o tarpă și deja în interiorul meu se naște o cale pentru o nouă poezie, dacă nu cumva o cale pentru o nouă convulsie. Mă marchează lucrurile fugitive. Eu tot ceea ce scriu, scriu din senzații extrem de vii și extrem de scurte. Senzațiile pe care le am în momentele în care ceva mă impresionează sunt atât de puternice, încât câteodată îmi spun că dacă ar dura mai multe minute decât acele fracțiuni de secundă, dar mă inundă, aș muri. Atât de mare este intensitatea cu care se revarsă unele senzații în sufletul meu, în interior. Așadar, nu știu, nu țin minte aceste poezii, pentru că eu intru în această lume pe care mi-o compun, o adun din ciocuri de oglinzi, o adun, o compun, intru în ea, o consum scriind-o sau o consum desfăluind-o, după care mă eliberez. Ies de acolo, citesc ceea ce am scris, ca și cum aș citi ceva scris de altcineva, ceva străin, îmi place sau nu și atât. Dar mi-e foarte, foarte greu să țin minte ceea ce scriu. Țin minte numai senzații, de atât. Negativa, ¿verdad?
și editorial, ci numai publicistic, Camelia nu scrie numai poezie. Cele trei volume, într-adevăr, sunt în exclusivitate de poezie, dar ea este o foarte, foarte, foarte profundă scriitoare de proză. Patru volume de poezie, spui să mă cine știe, e un german corect, da? Da, mulțumesc. Da, deci este un prozator, zic eu, Condei, extrem de ascuțit și sensibil în același timp. Și, în consecință, aș vrea să trecem un pic și prin experiența ta de prozator. Camelia este colaborator permanent al revistei Literatura de Azi. Nu știu dacă ai mai publicat în altă parte proză, și așa asta aș vrea să-i spui, să ne spui. Când a apărut proza în viața ta? Deci când ai început tu să simți că vrei să scrii și altceva în afară de poezie? Și ce ai venit să faci un proză? Mulțumesc. Cronologic, lucrurile stau așa. Am început să scriu poezie când aveam 10 ani. Pe la 12 ani am început să scriu un roman. Și acum, evident, un roman care n-a fost niciodată terminat, dar pe care îl citeau toți colegii mei, în orele care nu le plăceau, pe furiș, și pentru că ei apreciau foarte, foarte tare această scriere, mă motivau și scriam pentru ei. Deci, acesta a fost romanul pe care am scris până prin clasa 8-a, începând de prin clasa 6-a, cred, da, cam așa, 12 ani, deci 2 ani am tot scris acest roman. Circula și prin clasele paralele, nu mai la mine în clasă. După care, cred că n-am mai scris proză foarte mult timp, am scris numai sketch-uri umoristice. Poate mi se pare ciudat, dar mă încarcă foarte tare, fiind un observator al lumii și eu extrăgându-mi și energia și consumându-mă în același timp, observându-mă, dar îmi place tare mult să observ. Desigur, nu observ numai lucrurile triste sau profunde sau convulsive din lume. Zic eu că am și o latură a umorului destul de bine aspectată și îmi plac tare mult oamenii cu simțul umorului, mă încarcă foarte tare, găsesc motive să râd și râd mult și sigur scriam mai mult pentru mine aceste sketch-uri, mi-am și construit niște personaje, am scris foarte mult despre un personaj, Cerasela, se numea. La fel, pentru colegii din liceu. Apoi, cred că am scris, avea în perioada Facebook-ului, am îndrăznit să ies cu aceste sketch-uri umoristice, diverse grupuri de scriitori sau pasionați în ale scrierii pe Facebook, repet, cu scrieri umoristice, după care încet, încet am început și cu proză scurtă și având un impact destul de mare, văzând că place, am început să scriu destul de des în literatura de azi. Deci, literatura de azi e principala beneficiară, deși am mai scris adevărat în conferințe literare și în câteva grupuri. În ce vizualizări au articolele tale de top? Ca să uimim acum câtă lume le vizitează. Cred că mai bine de mine știe ochii. O interpretam cu ea. Spune-ne. Camelia este unul dintre colaboratorii cei mai citiți din revistă.
Foarte multă bucurie, știți, după
spui de două ori, dar lucrurile cu adevărat bune, cred eu, se nasc din trăiri complicate și mai mult decât atât se nasc, cred eu, din controverse, din antagonisme, din convulsii interioare, din lupta noastră cu noi înșine. Atunci când o parte din noi spune da și o parte din noi se sfâșie să spună nu. Eu sunt extrem de atrasă de partea asta de controversă. Multe dintre scrierile mele, pentru cei care, nu știu, ați apucat, poate să citiți, sunt traversate de acest fior al contradicției între da și nu, între iubire și ură, între blestem și binecuvântare, între mângâiere și lovitură. Deci toate aceste aspecte antagonice pe mine mă fascinează și le caut mereu și le găsesc în toți oameni. Există această dualitate. Aș vrea să adaug și eu în acest context, chiar referitor la literatura de azi. Hai, Camelia, să deconstruim și noi marea noastră taină. Nu știu, am curajul, cred că astăzi am distribuit deja și ieri acest articol al tău, mega, super vizualizat, te urăsc pentru că te iubesc. Am salutat acele comentarii la articolul de pe pagina ta de scriitoare și am vrut să declar că probabil că prototipul acestei femei, care de mulți comentatori este considerată bolnavă, pentru că iubește într-o suferință acută, probabil eu eram prototipul. Hai să deconstruim. Eram eu acea femeie bolnavă care iubește cu uitare de sine, cu sacrificii, pe cineva care mă merită sau nu eram eu? Hai până la urmă să mă fac eu eroul adevărat al articolului tău. Diana, dacă îți dorești, dacă îți dorești cu adevărat să fii acest personaj, îți mulțumesc foarte tare. Dacă nu îți dorești, din nou îți mulțumesc foarte tare. Puteți fi oricare dintre voi, cu siguranță, la un moment dat, într-o secvență de viață, cu toții am traversat astfel de momente, iar dacă nu le-ați traversat, credeți-mă, o să le traversați. Pentru că nu există perfecțiune, pentru că nu există nimic etern în viața asta și chiar dacă acum se pare că trăim un moment frumos sau trăiți un moment frumos în iubire, în viață, la job, nu știu unde, la un moment dat lucrurile nu vor mai sta chiar așa și se vor întoarce și se vor tot întoarce. Și bucuriile și nebucuriile și tristețile și toate se repetă. Așa cum este o roată rotundă ne este și trecerea prin viață și toate întâmplările prin care trecem sunt rotunde, sunt dealuri, urcăm și coborâm și urcăm și coborâm și așa mai departe, până la final tot așa pățim. Nu vă faceți prea multe iluzii despre această viață, pentru că nimic nu e veșnic și nimic nu e desăvârșit. Nici când vă bucurați,
ea a fost prototipul, cum spune. Cunosc, să zic, suficient de multe detalii din viața ei, astfel încât să mă las fascinată de o anumită latură a personalității ei. Așa că prefer ca răspunsul meu să se încheie aici și să nu spun mai mult. Vroiam, de fapt, nu să ne edific acum un monument pe baza articolului tău, dincolo de această aparență. Voiam să conchid, așa cum am spus și un comentariu sincer la această postare. Ești un medic pentru noi, ești necesară, ești purificatoare prin ceea ce scrii, fie suferință, fie înălțare, fie complexitatea aceasta a ta ne ancorează realitate, ne determină să stăm cât mai sincer de vorbă cu noi înșine, cu sinele, să ne vedem din poziția de observator. Ne ajut foarte mult să privim rece, real, lucrurile, să nu ne bătăm cu apă rece. Ori și prin faptele tale învăț aceasta, învăț să fiu cât mai aproape de realitate, să trăiesc în prezent. De aceea îți mulțumesc sincer, personal, pentru ceea ce scrii și am nevoie și de poezia ta, am nevoie de articolele tale, am nevoie de tine, am nevoie de Odile, am nevoie de toți. Este către noi înșine. Și să știți că nu e egoism. Dacă plecăm de la ideea că, nu știu, religioși sau nereligioși fiind, dar dacă plecăm de la ideea că există în noi Dumnezeu, că noi suntem un dar al Lui, noi suntem darul Lui, trebuie să ne, așa cred, am ajuns după ceva ani de neîncredere, am ajuns la concluzia asta, că atâta vreme cât nu ne putem noi iubi, cât nu ne putem noi pe noi ierta, cât nu ne putem noi pe noi aprecia, nu avem cum să facem ceilalți. Așadar, înainte de a ne sacrifica pentru alții, înainte de a ne dedica și a ne devota, avem datoria de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a dat și acel dar este propria noastră viață. Iubiți-vă viața, încercați să o faceți frumoasă, să vă faceți senină, încercați să-i mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți în fiecare moment al vieții voastre. Asta nu înseamnă egoism, repet, nu cu egoism, ci gândind că cineva v-a oferit ceva, că mulțumiți. Indiferent că numiți Dumnezeu, că numiți Univers, sunteți aici datorită cuiva și aveți obligația să vă arătați mulțumirea, încercând să vă protejați și încercând să deveniți voi înși vă cea mai bună variantă a voastră. Să vă înălțați, să vă cultivați, să vă curățați de scură, de tot ceea ce ar fi neplăcut, de tot ceea ce ar întrista pe Creatorul nostru, pe Cel care ne-a dăruit ceea ce avem, tot ceea ce ar putea indigna, ar trebui să înlăturăm din viețile noastre. Și ăsta ar fi cel mai frumos elogiu, cel mai
și adevărata mulțumire pe care o putem aduce. Noi devenim varianta noastră cea mai bună în fiecare zi. Asta înseamnă o reflectare în ceilalți cu foarte multă acceptare, cu toleranță, cu iubire, cu înțelegere. Înțelegându-ne pe noi, acum revine acest moment, Diana, că este esențială introspecția. Da, este esențială. Și este esențială introspecția, nu cu foarte multă toleranță, nu cu trufie, nu cu egoism, ci cu un ochi critic, să ne vedem la lăuntru, să vedem și să acceptăm că putem greși, că avem laturi negative și în ceea ce ne privește și în privința alba și scăpând de sentimentalismul care foarte des se întâlnește, sentimentalismul către noi înșine, putem deja să fim mai buni cu ceilalți. Evident și cu noi înșine. Nu? Asta vreau să spun. Da, mai bun cu noi înșine și putem astfel să învățăm a fi buni cu ceilalți. Ca să fim buni și cu ceilalți, să nu mă monopolizăm. Poate apar niște întrebări pe parcurs, cât ne mai destăinuie aici, cât se mai destăinuie Camelia, poate nu ardeți de nerăbdare să puneți vreo întrebare, să vă intercalați în această interogare. Gimnaziul numărul 7 a venit cu ceva de a întreba sau de a oferi? Ia să vedem fetele cele mai frumoase. Hai să vedem. Te prezinți, te rog. Da. Mă numesc Concetul Fiza, din gimnaziul numărul 7 și vreau să oferiți o poezie să se decam de la Rămâna, Muntește pe o floapă. Ai și posibilitatea de a întreba ceva, dacă tot am zis la sesiunea întrebării și răspunsuri. Ai o întrebare specială? Tu din suflet, așa, pentru că ești alături de ea și poate să-ți răspundă chestia această bucurie. O întrebi ceva? Ai simți tu un zbucium? Vrei ceva să afli? Nu e clar. Înseamnă că totul ți-e clar. E și mai bine. Da. Așteptăm? Timpa mea dacă te stins, vremea ta pe unde atinți? Când și cine mi-a prins până atât care mi-a prins? Timpa mea frumos subțire, în cămașa ta de mire, în obrazul de mereasă, proapte corp rămas prin casă. Te îngrop și uite toate, scurge-mă sigurătate, iartă-mă străinătate. Am uitat și încă e mult, te uitat până la început, când nu pot și n-aș fi vrut. Ce pustiu a străbătut, ce prăpăsti m-au durut, ce troiene troienit, cât și cine ți-a iubit, plumbul, lacrima, pământul, grăierea de cuvântul, neîntâmplarea neodihna, podidirea și nedihna, haina grea de lemne une, pielea braț de frunze crude, umbra mâini, zid de mâini domoare, maica mea cu cruce în coale, caută-mă în coi pe vale. Pipa meu bătrân ca cerul, înmuntește viața gerul, înmuntește grâul ploapa, scurbă în țări pe sapa, picură în frântâne apa. Pornind un pic de la ceea ce ai spus, crede sau nu crede în Dumnezeu, religioși, religioși sau nereligioși, sub titlul volumului 2 din Obinți este orașul în care tace Dumnezeu. Întrebarea mea era, ce facem când tace Dumnezeu și ce face poezia ta dacă Dumnezeu tace? Da, frumoasă întrebare. O să încep de la Dumnezeu. Multă vreme am avut un soi de neînțelegere, de confuzie privința lui Dumnezeu, o nefăcare și o mâhnire în ceea ce îl privește. Sigur, n-am renunțat niciodată la a avea discuții foarte personale cu Dumnezeu, al trage de mânecă pe Dumnezeu, într-un fel,
l-a negat, doar l-a căutat toată viața. Și eu cred că așa am făcut, având foarte multe accese de nu mânie, ci confuzie în ceea ce îl privește. Dar sigur că am ajuns cumva, la un moment dat, la concluzia că dincolo, de dincolo, nu are cum să nu există Dumnezeu. Dumnezeu există într-o formă nu neapărat convenabilă nouă. Nu este o poveste. Dumnezeu nu este neapărat o noțiune de bine suprem, ci este o noțiune de creație supremă. Și creația implică și riscul prăbușirii. Asta ține numai de noi, cum știm, să păstrăm în siguranță această construcție a Lui. Noi vrem să-L girăm cu perfecțiunea asta, nu știu dacă este chiar așa. Dar creația în sine este perfecțiune. Ne punem întrebări despre Dumnezeu, atâta vreme cât îl simțim al nostru, atâta vreme cât eu îi atribui aceste posibilități de prăbușire, posibilități de slăbiciune, îl simt al meu, îmi e aproape. Un Dumnezeu intangibil, un Dumnezeu perfect, un Dumnezeu perfect rece, nu este aproape, nu este tată, este un străin. Dacă un Dumnezeu are nevoie de la mine numai de genunchi plecați și de ode, eu le pot face. Dar El nu este în suflet, El nu este în mine. Este doar ceva care trebuie glorificat mereu. Și atunci n-aș putea scrie despre un astfel de Dumnezeu. În schimb, El este Tatăl meu. Tatăl meu cu perfecțiune, cu imperfecțiune, cu momente de slăbiciune, cu momente de slăbiciune, dar mi este Tatăl mai presus de toate, m-a creat. Dar am dreptul să-i vorbesc, am dreptul să-l întreb, am dreptul în viziunea mea să-i cer socoteală pentru anumite lucruri care mie mi se pare nedrepte, poate nu sunt nedrepte, dar această comunicare a mea cu El este ca de la om la om. Și întâmplându-se să fie așa, îl simt al meu, îl simt în mine. Când Dumnezeu tace, înseamnă că este acel Dumnezeu despre care eu nu pot scrie. Este și cântec cu oameni care face cântec. Dacă tot spuneai că nu glorifici tu pe Dumnezeu așa, cu efort sau cu supraefort, eu zic că au venit colegii să te glorifice pe tine, chiar dacă nu ești Dumnezeu, chiar dacă nu pentru asta, pentru a te glorifica, vreau să invit pe doamna Ana Unică, membru Consiliului Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, pe care o așteaptă și două nepoțele și un nepoțel. Veniți, vă rog, să-i adresați glorificarea ce? Dar, de fapt, de la om la om, să vorbiți cu... Puteți, vă îmbrățișați, așa... Puteam să spun, deci am o zi, așa sunt între cer și pământ și cauza este că ieri dimineață am pus ultimul punct în romanul cum a spus scris. Și astăzi când Camila vorbea despre copilăria ei, mă aducea la lacrimi, este un fragment unde 100% este la fel ca el din aroma lui Dumnezeu. Doar că pe ea o cheamă mătenia. Asta m-a tulburat până la adică, până la adică. Și dacă am să am energie necesară, o să citesc.
privește, dar nu. Sunt doar un om. Atât. Doar un cuvânt. Rostogolit de pietre, dus de valuri, șoptit sub mulm, încercuit de valuri, un poșnet prins prin prebraz. Atâta sunt. Mai răstignit într-o plumbie. N-am mai putut să plec și nici n-am vrut. Nelegiuiri de plecări m-ai făcut, mai ars în candela grumesei. Nu știu cum s-a întâmplat, pe la loc ne-am întâlnit în frunze, precum furii. Zborând din noi, răbașele pădurii au mins poeme roșii peste prag. Mintea-o închisă în mine, ca pe fructuri, sunt om atât, o umbră de pe mram. O să-ți vestesc cu jarul meu la geam. Și tu, în gând de om, să mi te ascult. Sunt doar un om. Nu pot să pot mai mult. Dar ia cu mine visul și acest sânge. Ce trebuie prin sine însuși să se alunge. Sunt doar un om. Mulțumesc pentru obiecturile profunde, cu mesaje prin urmare, mesaje care ne ridică în sus și care ne coboară cu picioarele pe pământ. Mulțumesc frumos, compadre, ce... În primul rând, să știi că am așteptat foarte mult clipa asta, am emoții profunde, deoarece prezența ta, poezia ta, mă sensibilizează foarte mult. Îmi dă o stare de nostalgie plăcută, vreau să spun. Deoarece ești un om foarte cald și asta mi-a atinge sufletul. Să știi, îți mulțumesc că existi. Sunt foarte multe recitaluri de ale tale care au trecut așa prin mine și mi-au lăsat un dulce fior. De aceasta, de-aia vreau să îți recit o poezie. M-am gândit eu abator de iluzii. Nu știu ce înseamnă abator. Mulțumesc. Abator de iluzii, de Camelia Radunca. Am mințit când ți-am spus trecut. De fapt, ești grindina pe care atârnă nodul și nodul de noapte. Toate zilele în care nu te-am putut părăsi, abator de iluzii. Șlefuind în zarzări și nelucele și vintița bărții și râul care trecea cândva prin spatele ochilor. Dorm singură cu tine în fânul hambarelor, dorm bătrână și minsă, abstractă și rece, purpușa mea intensă, cu nisipuri scârținindu-ți ploape. Țesem împreună pânze prin poduri. Fiecare adiere, dacă mai strâns, mâinile noastre, în profund. Bravo! Camelia, iată, ne bucurăm de posibilitatea de a trăi viața în lumina noastră și de a trăi viața în clubul de elite, impresii din viață și cărți creat de distinsa doamnă Stefana Vizitiv, președinta acestui club de la Biblioteca Municipală Bucan pentru cei cu Hășteu. Sunt încântată să vă cunosc și vreau să spun că te citesc cu mare drag. Mă inspiri și mă ridici de fiecare dată atunci când mă împiedic. Asta o faci pe poeziile tale și după cum îmi place mie să spun că muza mea se schimbă cu autobuzul. În drum, când veneam în coace, am scris câteva versuri pentru tine.
Și ochii ți se oblige.